cumva, mă, dar... Nu, în fața aici, ca să pun la mată. De asta n-ați adus nici o mată, nu ați adus nimic. Acum am ies de aici, așa, așa, nu. Spuneți. Dar asta ce e? E deschide, eu nu știu ce e. Am merge. Pentru eu avem grijă că... Nimic. 10 plus 5 milioane, nu știu. Acum v-a pus bană pe masă? Pe masă, da. Pe masă, 10 milioane. Unde erau? Și 15. Și 15 milioane? Da. La puțin. Lăsați că... Pentru ce v-a dat bani? Vreau să pot să aranjăm cu dosarul, cu ce fata și-o comis. Da, unde sunt? E băgat un buzunar? Haideți, vă rugăm să vă ridicați în picioare. Scoate tot ce aveți. Aici, puneți-l, doamna, să vă rugăm. Las loc, doamna. Telefonul. Las loc. Deci, în prezența sunt doi martori aici. Noi suntem de la Direcția Anticorupție. Ați dat acești bani pentru ce? N-am dat. Pentru ce ați oferit? Pentru ce? Ce doreați de la polițist? Ce doreați să facă? Spuneți-mi, domnul. Pentru ce? Anume. Spuneți, fără nicio jenă, ce s-a întâmplat. Spuneți, pentru ce ați oferit suma de 10 milioane? Da. Am înțeles, fără să puneți mâna pe nimic. Spuneți-ne, frumos. Aveam permisul ăsta. Da. Aveam permisul cerut în asta, în... În ce? Era permisul meu, cum să zic, expirat, da? Și când m-a oprit, într-o dată, n-am vrut să prezent actele. N-ați vrut să-i prezentați actele la polițist? Și pentru asta ați oferit această sumă? Da. Păi ce să facă? Să nu vă amendeze? Să nu ce să nu, nu, să nu iei măsuri împotriva dumneavoastră? Acum... Cât este în plic? Ce sumă este? 15 milioane. 15 milioane. Bun. Hai, să-i facă să mă. Pună mai aici. Întoarceți. Vă rog să vă uitați, da? Sunt 11 de câte un milion și 2, 4, 6, 8 de câte.